Un preot pedofil avea peste 22.000 de videoclipuri cu abuzuri sexuale împotriva minorilor. Asta au descoperit polițiștii care au monitorizat convorbirile de pe chaturile de profil. Individul de 63 de ani spune că vrea să sacrifice bebeluși pentru Satana. Sunt un nenorocit sadic până la capăt, se lăuda preotul Bisericii Angliei pe grupurile ascunse frecventate de pedofili. Individul a fost reținut de polițiști, anchetat și trimis în judecată, iar un juriu de la Curtea Regală din Lewis l-a găsit vinovat de infracțiuni deosebit de grave, urmând ca pedeapsa să fie pronunțată în martie. Vicarul, în vârstă de 63 de ani, avea peste 22.000 de fișiere cu imagini și videoclipuri indecente pe hard disk, inclusiv pornografie cu minori și animale. Reverendul din Worthing a spus că nu are limite și poate ajunge foarte jos, spunând altor pedofili online: sunt un nenorocit sadic până la capăt. În afară de fișierele compromițătoare din computer, polițiștii au găsit la percheziția locuinței pastorului multe cadavre putrezite de animale, dar și ace și seringi folosite la injectarea unor droguri. Bărbatul a fost hirotonit preot în 1985 și părea respectabil. În 2020, poliția a urmărit activitatea ilegală online pe un computer din apartamentul său cu 3 camere. Ar fi descărcat miile de imagini în câteva luni, au spus ofițerii, iar clipurile erau activate și catalogate în dosare cu nume cum ar fi copii și copii gay. Preotul pedofil a negat că ar fi descărcat toată această imensă cantitate de date, spunându-le ofițerilor că predicile nu se scriu singure. Însă copii de siguranță, inclusiv ale conversațiilor lui cu alți prădători sexuali, au fost depistate de anchetatori. Preotul i-a cerut unui alt utilizator să-i ofere copilului de 3 ani, lui Satan, în timp ce alte discuții se refereau la sacrificarea bebelușilor diavolului. Când a fost prins, preotul a dat vina pe fiii săi, spunând că au acces la computerele sale, relatează ProTV.ro.